Cala Conte. La Conte, Sunset Ashram în față. Smoke free beach. Sau Playa sin humo, plajă fără fum. O plajă unde nu stai în fumul de țigară. Wow, câtă lume. Wow. Sunset Ashram, un loc de văzut apusul foarte mișto. Unde tot timpul este plin de lume. Cala Escondida și Chiringuito Solar. All you need is scrieși sau acolo? Sex. Am pornit la un traseu de un kilometru și ceva până la peșteră de lângă Cala Conte. Să ne adăpostim la umbră, că e super cald. Nu mai voi cu autorulota, cu cortul sau cu rulota. Baloții. Nu ai voie cu autocampere sau caravane, dar sunt oameni, așa că nu e mare panică, decât o mică amendă de câteva sutici. Uite că nu arată stâncile astea. Bine, acum poate nu rămân peste noapte. La cine mai rămâne peste noapte la așa loc. Peșteră, unde e foarte mult aer, se poate sta la umbră.
Ce bine adie vântul din acest loc. Locul perfect de stat când e cald afară. Ale, venga! Altă mușcare de meduză. Primul lucru pe care trebuie să-l faci după ce te-am mușcat meduza e să iei un card sau pietriș sau nisip, dar mai recomandat e cu cardul, că e mai ok. Și să dai în locul unde te-am mușcat, să dai la o parte veninul. Și după să stai cu piciorul în apă. Ești campionat la mușcături? A doua, pe anul ăsta. A fost un loc perfect de făcut baie. În față se poate observa Svedra. Auzi ce tare, o căpățână acolo, vezi? Seara asta este petrecerea insulei, sărbătoarea insulei. Thank you.
14 minute de artificii.